Manifestările dedicate zilelor Slatinei au continuat astăzi. La Centrul Cultural Eugen Ionescu a fost prezentat filmul documentar Vârstele Slatinei, un demers inedit și singular până în prezent. Elevi, profesori și vârstnici au putut vedea o filă din istoria orașului nostru. Plastica e neolitică antropomorfă, îmbogățită spre finalul perioadei și cu reprezentări zoomorfe. Se observă schimbări în categoria ceramicii, prototipul fiind ilustrat de ceștile globulare cu tors supraînălțat. Proiectul a fost realizat cu sprijinul primăriei și Consiliului Local, ca un omagiu adus Slatinei cu ocazia împlinirii a 650 de ani de la prima atestare documentară. În cadrul manifestărilor organizate de Primăria Municipiului Slatina cu prilejul aniversării a 650 de ani de la atestarea documentară, astăzi, la Centrul Cultural Eugen Ionescu, are loc vizionarea filmului pe care l-am realizat ca un omagiu adus Slatinei la acest eveniment deosebit de important din istoria orașului nostru. Publicul spectator, elevi și vârstnici totodată, au privilegiul, dacă vreți, să asiste la o lecție de istorie altfel, o lecție de istorie bazată pe imagini, care reconstituie prin forța documentului evoluția Slatinei din cele mai îndepărtate timpuri până în contemporaneitate. Filmul recompune în imagini istoria orașului, de la primele așezări omenești și până astăzi. Filmul îmbină știința cu stilul atractiv care să capteze publicul și sperăm ca cei care vor viziona acest film să iubească mai mult orașul în care trăiesc. Este un proiect în premieră realizat cu sprijinul Consiliului Local și al municipiului orașului Slatina. Și după cum știm noi, se bucură deja de o apreciere deosebită. Cei care au vizionat documentarul au fost profund impresionați. Filmul documentar despre Slatina este un film care cuprinde toate aspectele culturale, de patrimoniu local, istorice, de art în general, ale Slatinei și practic îți deschide întreg orizontul legat de trecut și de viitor, de prezent, bineînțeles, foarte frumos. Un film excepțional, așa ceva am văzut foarte rar. E pentru prima dată, sunt slătinan, e pentru prima dată când văd așa ceva. Și cu această ocazie, mii de mulțumiri, doamna Aurelia Grosu. Foarte, foarte frumos, foarte, foarte documentat. Zic, cred că a scris și o monografie. Felicitări pentru această performanță. Foarte interesant. A prescris perfect istoria orașului, din care cu siguranță toți colegii mei, cu și mine, am avut de învățat. A fost surprinzător și captivant datorită imaginilor foarte vechi pe care le-am văzut. Mai auzisem și mai văzusem câteva, însă aici au fost o multitudine. Foarte interesant ceea ce constituie evoluția Slatinei încă din cele mai vechi. Ne duce practic în istoria noastră națională, inclusă într-adevăr în viața de zi cu zi a miilor de ani care au trecut peste acest oraș. Filmul documentar și albumul de prezentare au fost imprimate în 750 de exemplare, care vor fi distribuite către toate unitățile de învățământ și instituțiile publice din municipiul Slatina. Tradus în limba engleză, filmul va ajunge și pe alte meridiane, prin intermediul delegațiilor străine care ne vor vizita ori în deplasările oficiale ale reprezentanților municipalității.